Un atelier de instruire privind aglomerările și tratarea apelor reziduale a avut loc recent în sala de ședință a primăriei Ștefan Vodă. Atelierul a fost organizat de Asociația Caroma Nord în parteneriat cu Institutul de Cercetare a Apelor Bratislava, cu sprijinul SlovakAid. La eveniment au fost prezenți 6 experți ai Institutului de Cercetare al Apelor din Bratislava, Slovacia, 5 experți parteneri din Moldova, participanți din partea factorilor de decizie, reprezentanți ai Ministerului Mediului, managerii instituțiilor specializate, reprezentanți ai aglomerațiilor pilot. De asemenea, a fost invitat un expert din cadrul Institutului de Cercetare a Apelor din Praga. Experții din Bratislava au prezentat partenerilor din Moldova studiile făcute anterior în domeniul aglomerării și tratarea apelor reziduale în Republica Moldova. Moldova represents our priority country. Among Kenya and Afghanistan. And our sectoral priorities include good governance and water and sanitation. Our aim is to provide good health and quality of water resources here in Moldova. And we hope that people of Moldova, specifically of Ștefan Vodă and other localities can benefit our programs, especially our newly established business partnership program and public tenders. So I want to say that that was a good cooperation with Moldovan expert. We got a lot of information, but also there was a lack of information because we need more to do our work more clearly. And all the process of the our project was to delineate agglomeration. We cooperate with our colleague from Moldova, Yuri Tronza. And it was a long process because every agglomeration we had to assess on the map, and we had to know local condition, for example, natural condition. In the end, I want to say that for us it was a big experience, and I want to thanks our Moldovan experts and organization SlovakAid too. It's very good to be there, and we try to help Moldova to in the future become, for example, a European country. La rândul său, primarul a depus proiectul care prevede reabilitarea stației de iepurare a apei din Ștefan Vodă. Eu consider că noi luăm apă din pământ, o luăm curată și consider în primul rând că ar trebui și să o întoarcem curată. Tehnologia cred că este veche la apă canal și ar fi dorit să o schimbăm cât mai rapid. Cred că în pierdere să fie natura, dar dacă natura este în pierdere, suntem și noi în pierdere. Restabilirea stației de iepurare a apei este unul din obiectivele majore în planul de acțiuni al localității Ștefan Vodă pentru anul 2019. Experiențele și studiile efectuate anterior reprezintă un temei în realizarea acestui obiectiv. La vizita de astăzi care avem la colegii din Slovacia, am discutat deja despre următoarea etapă de realizare acestui proiect investițional și deja am discutat care ar fi etapele de investiții. Am discutat în special despre planificare, reconstrucție, modernizarea stației de tratare a apelor uzate existente la momentul Ștefan Vodă. Sperăm la o continuitate, sperăm să avem și anumite finanțări de la Agenția Cehă pentru Cooperare Internațională. Căutăm și alte resurse interne, inclusiv bugetul local, Fondul Ecologic Național, bugetul de stat pentru a realiza acest proiect. Colaborarea a început în anul curent, în luna iulie. Probabil vine de la adresarea noastră anterioară către Agenția Cehă de Dezvoltare Internațională, cu care Agenția Slovacă are un memorandum de colaborare, despre intenția noastră de a construi o rețea de canalizare în sectorul individual a caselor din orașul Ștefan Vodă și lărgirea capacității stației de tratare a apelor uzate. Dumnealor au venit într-o echipă de 6 persoane, au examinat, după cât eu cunosc, mai multe localități din țară, din Republica Moldova, și în final au selectat două orașe, este vorba de orașul Ștefan Vodă și orașul Iargara, ca localități pilot, care ar
putea beneficia și în continuare de anumit suport din partea Agenției de Dezvoltare a Slovaciei. Următoarea etapă, am fost invitați într-o vizită de studiu în Slovacia. Timp de 5 zile am vizitat mai multe stații de tratare a apelor uzate în Bratislava, în alte localități care corespund după dimensiuni cu orașele Ștefan Vodă și Iargara. Am văzut acolo tehnologii moderne de tratare a apelor uzate. Evenimentul face parte din proiectul Asistența Tehnică pentru Implementarea Directivei de către municipalitățile din Republica Moldova.